Ah, aia pe sa, nu? Da. Salutare, salutare, Suceava. Manda mare, nu? În fine, acum noi am pregătit-o. Am zis să o am atelierul Icoane Comens, produce icoane și la dimensiuni foarte mari. Asta am pregătit-o pentru mine. Să o am aici în casă. Mișto, nu? Da. Un preot mi-a cerut aceste... Practic, s-a lucrat de la zero această icoană. Ea este plastifiată. Nu se mai dă lac, cum se dădea odinioară. Eu pot să-i dau, cum să spun, și apă pe ea, că nu se umflă. Și se șterge, practic, foarte ușor. Cu o cărpă de bumbac, este recomandat ca omul care comandă de la mine. Avem și pe canvas. Se vede imaginea în sine, nu? Foarte bine. Așa. Deci vă stăm la dispoziție. Acesta este atelierul de icoane Comens. Dă să vadă și astea așa arată. Dar nu prea mult, nu prea mult, nu prea mult. Deci nu prea mult, că e prea mult. Poftim? Câte un pic. Cât un pic, așa. Vă stau la dispoziție, atât eu cât și colegii mei din țară. Dragi români, dragi preoți, ca să vedeți și dumneavoastră cum se fac lucrări chiar și la dimensiuni mai mari și în apartamente. Nu trebuie să ai dita hala ca să produci. Nu, facem față cu adevărat. Hai, pentru dumneavoastră, Gheorghe Nedea, și vă aștept cu comenzile. Hai, sănătate! Hai, mai am treabă! Mai am treabă!